Este un document care astăzi a plecat către 20 de județe. Săptămâna aceasta va ajunge acest compendiu în fiecare unitate școlară în care avem clase pentru clase de a 5-a. Evident, un exemplar va fi disponibil în fiecare clasă și pentru profesorii care urmează să predea la aceste clase. Sunt cele 6 arii curriculare la care avem contestații astăzi la nivelul CNE, cei care se ocupă de manualul pentru clasa 5-a. Astăzi de dimineață au plecat cu ajutorul Poștei Române și le mulțumesc celor de la Poșta Română pentru mobilizare. Ca să nu mai avem discuții, astăzi s-au distribuit 82.200 de exemplare către 20 de județe, în special cele din Nord-Est și Nord-Vest, care sunt mai depărtate de București. Până în data de 8 septembrie vor ajunge toate aceste compendii în unitățile școlare pentru copii din clasa 5-a. Tipărirea unui volum a costat 4 lei, iar transportul a însemnat 14 bani per exemplar. În total s-au tipărit 177.000 de exemplare. Ministerul Educației Naționale a plătit 732.780 de lei. Așa cum v-am spus, vom fi transparenți cu toate sumele pe care le cheltuim. Compendiul este util în primele 8 săptămâni. Evident, așteptăm cu interes finalizarea contestațiilor, pentru că s-au depus contestații la manualele pentru clasa 5-a, la 15 discipline. Dintre aceste 15 discipline s-au deblocat 3. Urmează pentru celelalte 12 să se desfășoare etapele prevăzute în legea achizițiilor publice.